Mergem astăzi în sectorul 2 al capitalei să-l cunoaștem pe Nicolae Onțanu. Sectorul 2 este condus militărește de primarul general cu două stele. Onțanu, acesta trudește în funcție de numai puțin de 15 ani legați. La anul va împlini 4 mandate de primar la sectorul 2 și va deveni, dacă nu va fi arestat, cel mai longeviv primar în funcție din București. După atâția ani de administrație, Nicolae Onțanu nu poate nega că a devenit, și fără voia lui, un veritabil baron local. Problemele sectorului 2 sunt clasice pentru cum funcționează administrația locală din România. Vorbim despre afaceri făcute cu banii primăriei de firmele de casă apropiate de Onțanu. Invariabil, contractele de spații verzi, amenajarea parcurilor, a locurilor de joacă, strângerea gunoaielor și anveloparea blocurilor din sectorul 2 au devenit monopolul acelorași 3-4 firme. De 3 ani când realizez această emisiune, pot să văd de la distanță dacă și cum se sifonează banii publici din primării. Mereu observ aceleași metode de a organiza licitațiile, aceleași șmecherii făcute cu caietele de sarcini. Haideți să vă dau primul exemplu. În sectorul 2 din București, compania care face anvelopările blocurilor se numește Romco System SRL. Documentele mele arată că societatea a câștigat în 2014 mai multe contracte de câte 100.000 de euro bucata pentru anveloparea de blocuri. Practic, primăria sectorului 2 a spart în bucăți mai mici licitațiile pentru anvelopări și le-a acordat firmei Romco System prin negociere fără anunț de participare. În anii 2012 și 2013, firma a câștigat, atenție, peste 10 milioane de euro din anvelopările blocurilor din sectorul 2 condus de Onțanu. Banii au fost împărțiți din nou în 10 contracte separate. Vă dați seama că dacă noi aici la Dosar de Politician am descoperit lucrurile acestea, și băieții cu ochi albaștri le cunosc foarte bine. Apoi lucrurile nu s-au oprit aici. Aceeași firmă Romco System a primit lucrările de 8 milioane de euro pentru amenajarea parcului Tei Plumbuita, alte câteva milioane pentru extinderea rețelelor de canalizare sau modernizarea liceului și a rosetii din sector. Practic, compania cu pricina este abonată la lucrările primăriei sectorului 2 încă din anul 2009, iar în total a încasat din pixul primarului Onțanu o sumă fabuloasă de circa 50 de milioane de euro. Vă gândiți că poate este o întâmplare, însă o altă companie de casa primarului Onțanu este Chris Garden SRL. În septembrie 2012, administrația domeniului public a sectorului 2 a atribuit un contract de aproximativ 10 milioane de euro companiei Chris Garden Plața, prin licitație deschisă, licitație la care a participat, desigur, doar Chris Garden. Compania realizează sistemele de irigație ale spațiilor verzi din sector. În același domeniu, foarte profitabil al amenajărilor de spații verzi, activează și GK Impex PMSRL, deținută de un anume Gelu Pălămaru, supranumit în București Patronul Verde. Acest Pălămaru a câștigat și în ultimii 7 ani contracte de câteva milioane de euro. În plus, pe lângă întreținerea spațiilor verzi, firma GK a livrat și băncuțe parcurilor din sectorul 2. În fine, ultima companie de casa primarului Onțanu este operatorul de salubritate Supercom. Compania este deținută de un afacerist pe nume Ilie Ciuclea. Supercom primește regulat prin încredințare directă, fără licitații, contracte de la administrația piețelor. Probabil vă întrebați ce au în comun aceste companii care, aparent, doar primesc niște contracte din pixul generalului Nicolae Onțanu. Șmecheria este foarte simplă. Primăria sectorului 2 și-a înființat un ONG, denumit Asociația Foișorului de Foc. Această asociație și-a înființat ad hoc o divizie civică voluntară, DCV, formată dintr-un grup de voluntari pregătiți pentru situații de urgență. De fapt, acest ONG și divizia de voluntari sunt, v-ați dat seama, armata privată care îl ajută pe primarul Onțanu să câștige de 16 ani alegeri la sectorul 2. Și ce să vezi, acest ONG este sponsorizat de societățile Chris Garden, Romco System, GK Impex și Supercom, despre care v-am spus cum câștigă banii de la primăria lui Onțanu. Și uite așa, cercul se închide. Nu e așa că povestea sună a dosar la DNA? Așa este, însă până atunci primarul Onțanu trebuie să dea răspunsuri în alte multe dosare de la DNA, iar Dorin Cocoș și Samsaru Stelian Gheorghe știu foarte bine despre ce este vorba.